copiilor. Grig și Cernat o dau în mintea copiilor. În mintea copiilor o dăm și ați văzut mai devreme pe Canal de 2 un cadru foarte frumos cu microfonul și cu un scaun gol. În fiecare dimineață eu și cu Grig ne imaginăm că pe acest scaun de obicei stă Nadina, da? Pe acest scaun stă câte un copilaș care vorbește cu noi și ne povestește el tot felul de lucruri interesante despre viața lui, de când se trezește până se culcă. Noi o dăm în mintea copiilor, dar o dăm și în viața copiilor și mi-am dat seama că, de exemplu, copiii se trezesc dimineața foarte devreme. Da, da. Foarte, foarte devreme. Mie mi-a zis mama că la un moment dat în clasele 1-4 eu începeam școala la 7. Da, da. Și că mă trezea la... nu mai știu la cât. Nu mai țin minte că eram foarte mic. Nu mai contează, eu aveam dar tot felul de... Dar mi-amintesc diminețile alea în care de-abia mă trezeam. Fai, de... chiar mi le amintesc acum după atâta mare. Bine, cum să nu ți le amintești? M-am rămas așa marcat de ele. Și eu am schimbasem la un moment dat că tuturor le plăcea să mănânce dimineața și nu știu ce și nu știu cum și după aia plecam la școală și am schimbat programul. Bă, vă treziți, vă spălați, vă urcați în mașină, le făceam semnișurile și mâncau o mașină până la școală, ca să nu-i trezesc de dimineață. Wow. Știi? Și uneori mergea, funcționa și erau liniștiți, era mai bine, dormeau mai mult. Hai să-i tratăm un pic pe copii așa ca pe adulți, adică să-i întrebăm o chestie mai, nu știu dacă îi realizează, dar totuși e interesant. Da, îi întrebăm. E interesant de aflat. Dragi copii, astăzi e o întrebare foarte, foarte simplă pentru voi, fiindcă noi vrem să ne punem un pic așa în pielea voastră. Știu că este greu cu trezitul de dimineață. De fapt, noi care facem matinal ne dăm seama cel mai bine. Întrebare pentru copii la 0754-222-999. La ce oră vă treziți în fiecare dimineață? Și cât faceți până la școală? Da, cam cât vă ia. Cam cât vă ia să ajungeți la școală. Deci, la cât vă treziți de dimineață și cât vă ia să ajungeți la școală. 0754-222-999 este numărul nostru de WhatsApp, dragii mei. Deci, așa că... la mine Emma se trezește pe la 7 fără un sfert. Așa. 7 fără 10, 7 fără un sfert. La 7 și 10 și un sfert maxim pleacă de acasă, fiindcă școala este pe Chiselev și face vreo jumătate de oră dimineața. Când o duceam în fiecare dimineață la școală, făceam și 45 de minute. Aoleu. Fiindcă după ora 7 începe nebunia cu traficul, dar cam asta este ora ei. Cam 7 fără un sfert, fiindcă la o fără 10 trebuie să fie o fără 5, bine, poate să intre și la 8 pe ușă, dar ea în general nu întârzie niciodată și nu ne place să întârzie. Da, nici tu nu întârzie, de când suntem împreună n-ai întârzie niciodată. 0754-222-999, întrebare pentru copii, dragii noștri, știu că este o întrebare așa mai de oameni mari, că noi ne întrebăm unii pe alții, știi? Poate să răspundă și oamenii mari, și părinții. Și părinții. Uite, avem un răspuns de la un părinte, deja, de exemplu. Copiii mei intră la 8, clasa a 8-a și clasa pregătitoare și la 6 suntem în picioare pentru că stăm în Chiajna. Wow! Și învață în București, deci la 7 și 10 maxim trebuie să plecăm. Dar ce fac o oră și 10 minute, copii? Adică... Eu nu știu, cred că fac eu ce ziceam eu. Mănâncă, se spală și eu așa mai departe. Eu prefer să o las pe masă, doarmă cât mai mult. Și eu la fel. Știi? Și mănâncă gen așa rapid dimineața, un fel de, nu e mic dejun, fiindcă ea oricum la ora 11:30 o luăm acasă, vine acasă și mănâncă acasă, are sandwich la ea și așa mai departe, pachet, mă rog, nu știu ce are. Pachet. Pachet, da, are pachet. Pachet. Ce are la pachet? Nu știu, mâncare. Mâncare, da, da. Noi tații de obicei așa suntem. Da. Are de mâncare copilul? Da, are. Da. Ce? Dar ce? Mâncare. Mâncare. Da, maică-sa începe, dar e pus nu știu ce, dar are de-aia, n-are de-aia. Așadar, neața bună, dragi copii, la cât vă treziți în fiecare dimineață și cam cât faceți până la școală? Hai să auzim. Bună dimineața! Neața, sunt Asteria din Ragadiru. Neața! Și eu mă trezesc la 7 fără un sfert. Da. Și până la școală fac 30 de minute. Și noi te pupăm! Te pupăm Vai cu de mulți, capul mulți clipici, 30 de minute. Nu știu, mie mi se pare mult, știi? În Canada, de exemplu, nu poți să-ți dai copilul la ce școală vrei tu. Dacă stai, să zicem, în sectorul 6, trebuie să dai lângă, lângă casa. Copiii, când am fost în Canada, școala catolică era foarte aproape. Și mergeau pe jos maxim 7 minute. Erau așa de fericiți, numai până nu trăiești tu, mic fiind chestia asta, nu poți să-ți dai seama cât de important e să faci 10 minute până la școală. Da. Serios, să stai 40 de minute. Bună dimineața din nou!
Bună dimineața, Greg și Cosmin, suntem din Timișoara și merg la școală și eu mă trezesc la ora 6:20 și până la școală fac 30 de minute. Vă pup! 6:20, cam de vreme. De vreme, nu? De vreme. Dacă intră la 8... Eu mi-amintesc figurile lor, deși sunt mari acum, când trebuia să mă duc să-i trezesc de dimineață și începeam, hai tăticule, trezește-te, trezește. Bună dimineața! Bună ziua, Radio Impuls! Am uitat să zic că fac 15 minute, vă pup! 15 minute altceva. Și stai că era și prima parte a mesajului. Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Anastasia din Bran. Da. Merg la școală în Râșnov și eu mă trezesc la 7 și la 8 fără 10 sunt deja la școală, pupiș cu sclipii. Ah, cât de drăguț. Bun, îmi place. Deci o să mă mut și eu la Bran sau Râșnov. Uite ce mesaj. Neața, fiica mea începe cursurile la 7, la 5 se trezește, la 5:20 pornește și ajunge la 6:45. În ce țară? În țara noastră. Serios? Minunată, da. Neața, da. Bună. Neața, Radio Impuls, sunt Matei din Bistrița și eu mă trezesc la 7 fără un sfert. În 15 minute ajung la școală. Bun. Așa este, să știi că în orașele ceva mai mici, măcar asta este bucuria copiilor, faptul că una la mână, respira aer mai curat, apropo asta că mă uitam pe niște statistici sucă, legate de poluare, dar hai să trecem peste, să nu fim așa serioși de la ora asta, dar ajung mai repede la școală. Așa e. Vorbeam cu niște prieteni, de exemplu, dintr-o beta Turnu Severin și spuneau, păi, până la școală facem 10 minute, îl trezesc pe copil la 7 și un sfert, 7 și 20, eram poftim! Neața, bună, dragi copii, la cât vă treziți dimineața și în principiu, dacă puteți să ne spuneți și câte minute faceți până la școală. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Raul din Snicoara și mă trezesc la 7:05 și ajung la școală în cam 30 de minute. Oho. Vă pup! Și noi pe tine, deci acum e, înseamnă că e ca mine, știi, pun ceasul la fără 5, la și 5, numai eu am dat să știu. Și eu am 3 alarme. Bună, sunt Maria și eu mă trezesc la 7 și ajung cam pe la 7:51. 7:51. Hai că e ok. Copiii au precizia asta, unii dintre ei. Păi știi? Când nu știu ceasul, de exemplu, Emma spune, este ora 8:41. Da. Nu zice este 9 fără 20. Dar oare mai știu copiii să citească ceasurile cu mami la mână? Greu, am învățat-o eu ceasul, da. Foarte greu. Complicat, și, da? O mai întrebem, a cât este ceasul? Și se uite, este ora 15:22. Pe telefon. Pe telefon. Normal. Neața, bună. Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Luca din Timișoara, da? Și eu mă trezesc la ora 6 dimineața. 6 dimineața. Wow. Ca mine, la 6. Cosmin din Dorobanți. Eu mă trezesc la 6:50 și spre drum, spre școală, îmi ia jumătate de oră. În orașele mari se întâmplă în special chestia asta, iar în București cu atât mai mult. Jumătate de oră totuși este bine. Eu făceam un 35 de minute, 30, când nu știu, când era gol. Da, uite, neața, fetița mea începe la 8, o trezesc la 6:30, la 7:10 plecăm, la 7:20 ajungem la școală. Mirabela din Brașov. Dar Mirabela, de ce ajungeți la 7:20? Probabil fiindcă altul serviciu. Are cred. De la 8 da. Serviciu și trebuie să ajungă la școală. Da, sunt mulți copii care sunt duși mult mai de dimineață la școală și stau săracii pe acolo, cum zic eu. Că sunt... Neața Impuls, eu sunt Irina, am 8 ani. Și deja merg la școală. Ok. Și mă trezesc pe la ora 7 fără 5, 7 fără 10. Bun. Mă duc la școală pe la 7:25. Merg spre școală la 7:25. Da. Și ajung la școală pe la ora 8 fără 10. Pa, pa! Te pupăm!
Uite un mesaj drăguț de la Cluj. Plecăm la 7.20, ajungem la 7.30 la școală. Wow. Dacă plecăm la 7.30, ajungem la 8. A, mulți înainte. Da, așa că pleacă la 7 și un sfert, mai bine. 0754222999. Ne întoarcem la scumpii noștri și dragii noștri copii care se trezește și ei de vreme. În România începe școala dimineața la 8. Am prieteni, repet, în străinătate, toți începe la 9. La 9, da. 9, 8.30 cel mai devreme am auzit. Restul 9, de la 9 încolo. Dar uite, în Italia, de exemplu, copiii fac școală și sâmbătă. Da? Serios? Să-i vezi sâmbătă dimineața, am plecat eu odată, am plecat la aeroport. Nu știu, Malta, cred că era așa. Eram la maică-mea și am plecat la aeroport dimineața, pe la ora 8. Și erau aia cu ghiozdanele și mă uit în stânga, mă uit în dreapta, zic, mă, ce zi azi? Am plecat mai devreme la avion. Da, sâmbătă. E sâmbătă, e sâmbătă. Și eu, păi, ce-i cu copiii ăștia cu ghiozdane? Și că, păi, învață-i sâmbătă. Și eram, what? Da, uite, mișto, în România. Chiar habar n-aveam de așa la că bucurați-vă că stați în România. La ce oră vă treziți, dragi copii, în fiecare dimineață să mergeți la școală? Și dacă puteți să ne spuneți și cât faceți până la școală, ar fi super tare. Pe WhatsApp-ul Radio Impuls ne întoarcem, Grig și Cernat suntem. Dimineața pe doi. Impuls. Enjoy the hits.